Am participat astăzi la două evenimente importante. La Moara, unde s-a inaugurat o primărie finanțată de Consiliul Local și cu sprijinul Consiliului Județean când eram președinte. Primarul Prodaniuc a fost cel care s-a implicat foarte mult. Și aici suntem la Căminul Cultural din Mitocul Dragomirnei, o adevărată casă de cultură. După ce aici am participat la modernizarea comunei, asfaltarea de drumuri, construcția unui dispensar modern, alături de colegul și prietenul meu, Nelu Bălan. Acum mă bucur că particip la această inaugurare și asta este un pas important spre civilizație, spre ceea ce merită satul bucovinean. Mitocul Dragomirnei este localitate de referință. Ne lipsește puțin și cred că va trebui să facem toate demersurile ca și Mănăstirea Dragomirna să devină monument UNESCO. Așa cum eu am făcut demersuri pentru ca Sucevița să devină și ea alături de celelalte capodopere monument UNESCO, trebuie și merită și Dragomirna. Ceea ce va depinde de mine voi face și cred că și autoritățile de la puterea actuală vor trebui să facă și ele.